Debut greu, dar totuși o victorie. Da, un debut foarte greu. Fetele și-au dorit foarte mult victoria astăzi. Toată săptămâna s-au gândit la joc, l-am pregătit, dar din păcate emoțiile, jocul în fața spectatorilor care și-au dorit din primăvară să reînceapă campionatul, le-a copleșit. A doua repriză și-au mai revenit. Greșelile au fost din partea noastră. Nu pot să zic că a fost un joc foarte greu. Dacă nu ratam, nu era situația asta. Asta e, jocul greșeală așteaptă și trebuie să învățăm din fiecare joc. N-ar fi fost rău să le aveți pe Andreea Suciu și pe Ligia Ilieșiu pe margini în meciul ăsta. Poate vă mai gândiți să le mai chemați înapoi. Ar fi fost foarte bine. Eu le-am chemat să revină. Din păcate, Andreea Suciu, din motive de sănătate, a trebuit să renunțe. Ne pare foarte rău de ea, dar sănătatea e mai importantă pentru ea. Alegerea lui Ligia, ce să facem? O respectăm și mergem înainte. Dacă ea se răzgândește, e binevenită oricând. Sunteți mulțumită de felul în care Alina Măirean-Șordoc a intrat în jocul echipei noastre? Da, este un jucător cu mare experiență. Problema vine din partea celorlalte care sunt tinere, n-au experiență, încă nu o simt destul de bine. Dar de la joc sper să o înțeleagă, să înțeleagă mișcările în teren. E foarte important pentru handbal ca să-ți cunoști jucătoarea de lângă tine și sperăm să fie mult mai bine la jocurile care vin. Juniorele astea de la Râmnicu Vâlcea v-au creat probleme și în campionatul trecut. Sunt o echipă destul de puternică. Vă așteptați la replica asta atât de agresivă din partea lor? Da, mă aștept, pentru că nu sunt jucătoare de neglijat. Sunt practic vârfurile adunate din toată țara. Sunt jucătoare care au fost la campionate europene, au rezultate, deci nu poți să nu le iei în seamă în teren, chiar dacă sunt tinere. Obiectivul, clasarea în primele 5 locuri, credeți că va fi o țintă ușoară în sezonul ăsta? Nu cred că va fi ușoară, dar noi încercăm să facem jocuri cât mai bune, să aducem puncte și de afară, de unde se poate, și sper să fie sănătoase fetele și să răspundă la pregătire bine. Am văzut o altă jucătoare experimentată în tribună, care, am înțeles, cochetează cu echipa noastră. Ce ne puteți spune despre Țurcaș? Momentan nu pot să vă spun nimic, pentru că la faza de discuții și nu pot să vă spun nimic. Mulțumesc!